Anunțul momentului la Antena 3 l-ascultăm pe premierul Nicolae Ciucă după ce Ligia Deca a fost votată de liberal pentru a prelua portofoliul educației. Pentru modul în care a înțeles să se sacrifice pe dumnealui pentru ca un proiect să poată să meargă mai departe. În aceste condiții, odată ce am fost de acord cu demisia și am înaintat-o președintelui României, astăzi, în ședința Biroului Politic Național, am venit cu propunerea ca doamna Ligia Deca să fie propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de ministru al educației, dânsa fiind o persoană care a lucrat și a participat în sensul de a se fi coordonat cu Ministerul Educației în timpul procesului de elaborare și după aceea în timpul dezbaterilor publice, este în măsură să poată să continue și să respecte calendarul de dezbatere și aprobare a pachetului de legi în guvern, urmând ca până la finele lunii octombrie acesta să fie aprobat și înaintat Parlamentului pentru dezbatere. Vă mulțumesc! Tocmai pentru că am căutat ca să avem un om care știe conținutul pachetului de legi și este în măsură să preia din mers dinamica calendarului astfel încât pachetul de legi să intre la timp așa cum ne-am asumat în Parlament. De aceea am asumat că mai este timp până la sfârșitul lunii ca pachetul de legi să intre pe masa Guvernului pentru aprobare. Domnule prim-ministru. Pe Parlament. Trebuie să facem diferența între ceea ce înseamnă o acuză și eticheta de vinovat. Sunt instituții ale statului care trebuie să fi finalizat tot ceea ce înseamnă acest proces de a lua o decizie și a spune că cineva care a fost acuzat sau asupra căruia a existat o suspiciune se transformă din start în vinovat, motiv pentru care în acest moment, ținând cont de modul în care și-a desfășurat activitatea, modul în care a muncit, pentru că știu foarte bine că a muncit zi și noapte astfel încât acest pachet de legi să poată să fie elaborat, apreciez foarte mult activitatea ministrului Câmpeanu. Aș vrea să vă întreb, domnule premier. Absolut, nu am niciun fel de problemă și așa cum am spus de la început, îmi pun la dispoziție tot ceea ce este necesar astfel încât să se finalizeze și să se elucideze odată acest subiect.